prin listarea la bursă care se face în această perioadă la hidroelectrica, nu înseamnă nici într-un caz ceea ce spun alții în Parlament, alte partide, că ne vindem țara. Nu ne vindem nici țara, nu vindem nici hidroelectrica, poate chiar ar fi mai plastic să spunem, ne-o cumpărăm. Adică, <laughs> pentru că avem ocazia ca români să investim într-o companie puternică, în hidroelectrica, astfel încât ea să devină o companie a multor români. Și listarea care se face acum oferă posibilitatea foarte multor cetățeni să facă acest lucru. Ce se întâmplă după privatizare? Pentru că și asta întreabă foarte multă lume și profit de ocazia. După privatizare, sau privatizare, după listarea la bursă, în primul rând, companiile devin mult mai... sau au șansa să devină mai performante. Tot ce se întâmplă este mult mai transparent. O companie listată la bursă este transparentă, are toate activele, toate operațiunile, sunt vizibile, le poate vedea toată lumea. De asemenea, se elimină orice suspiciune legată de corectitudinea operației care se desfășoară. Un alt avantaj mare este managementul performant. Nimeni nu și va putea permite ca să numească oameni politici, așa zis și oameni necalificați ca să conducă companii listate la bursă. De asemenea, companiile câștigă încredere în, în regiune, în piața europeană și nu numai, și primesc mult mai ușor credite pentru a se dezvolta, pentru că totul, așa cum am spus, este transparent.